Povestea imobiliară a zilei, doamnelor și domnilor, scoasă la iveală cu documente de Sorina Matei și cu autofault, autogol, auto ce vreți dumneavoastră din partea catindatului Rareș Bogdan. Și-a cumpărat omul o casă. Bine, așa și. Și-a cumpărat-o de la gașca Elenei Udrea. Așa, și aici până la urmă. A luat o casă, o fi luat-o până agenție, poate că n-a știut, deși așa, ca ziarist, anchetator, cum se proclama, ai fi zis că verifică măcar de la cine iau eu casă, măcar să știu și eu că, uite, nimeresc la penal. Adică n-ați zice că gașca Elenei Udrea e de penal, am zis că poate, cine știe, nimerea la penali. Dar acum să reamintim. De la exces de putere, anchete nenumărate, Narcisa Mirică, prietena Georgescu, prietena Elenei Udrea, în Statele Unite proprietăți de milioane de dolari date în clar la exces de putere, recunoscute transferuri de milioane de dolari din România de la mama dânsei de 80 de ani, săraca de ea, o femeie dintr-un sat din Dâmbovița, transferă 10 de milioane de dolari. Uite așa, știți cum arată un transfer? 1.997.000 de dolari. De la cine? De la mama de la țară către fiica din Miami. Perfect. A recunoscut doamna Mirică oficial aceste transferuri. Ei bine, Rareș Bogdan se încurcă în explicații. Mai întâi zice așa. De la cine ai luat casa? De la o doamnă pe care să mă împuști dacă îmi amintesc cum o cheamă. Dar o să o întreb pe nevastă mea. Să nu-l împuște nimeni pe domnul Rareș Bogdan, zic. O tipă care a plecat în America s-a mutat în America. Stai că-ți spun, e verișoara lui Vișenescu, asociată a surorii Narcisei Georgescu în filmele domeniile, așa, bun. Cacenco, așa, da, Cacenco și soț. Angelica Cacenco, sora Narcisei Mirica și paravan în multe dintre acțiunile acesteia, inclusiv că atunci când și-a mutat firma, când am dat noi ancheta, hop, doamna Mirica și-a făcut firmă în Panama. Cu cine? Cu mama, cu sora, cu neamă. Bun. Pe scurt zice așa, ca să vă restrâng. Ai discutat, au plecat în America, s-au mutat, eu acolo m-am întâlnit cu ei și am făcut înțelegerea. Atenție, nuanță, m-am întâlnit acolo și am făcut înțelegerea. Ai discutat cu ei? Ai fost în Miami? Am vorbit cu ei, am vorbit pe telefon. Deci n-am mai fost în Miami să facă înțelegere, au vorbit pe telefon. Eu am fost în Miami, dar mă rog, ei nu erau acolo, dar stau în Miami. Și am vorbit tot timpul, adică am semnat actele cu Aurora Vișenescu, deci cu verișoara. Și cum ai ajuns tu la oamenii ăștia? Îl întreabă. Prin agenție, printr-o agenție din București, a lui Marius. Un tip pe care îl știam, absolut întâmplător. Casa era de vânzare de vreo 2 ani, au băgat-o ea la vânzare, au scos, absolut întâmplător. Absolut întâmplător, deci eu căutau o casă, mi-a venit Marius cu ei, absolut întâmplător, personal nu i-am văzut. Am vorbit la telefon cu ei de 5, 6, 7 ore, am fost în Miami, din păcate nu erau acolo, ei locuiesc în zona Florida, nu erau acolo în momentul în care am fost eu. A rămas atunci când vor veni în țară să mănânc cu ei, dar cine sunt ăștia chiar de curiozitate? După care și o discuție în legătură cu preț, recunoaște Rareș Bogdan că una a trecut în declarația de avere, alta a costat casa, adică a mai dat și 150.000 de euro cheș și 50.000 de la socru. Acum vă întreb, dacă le luăm Elena Cristian pe rând. Deci, m-a căutat unul de la o agenție că mi-a găsit Marius. Casă. Marius. Deci m-a căutat Marius de la agenție. După care vorbesc cu verișoara, zici că ai semnat cu verișoara, o fi avut procură. Care presupun că avea procură okay, și toate, da. Dar ai fost în America, în Miami, că acum știți, e chiar acolo locuiesc, nu în zona Florida, dar nu i-ai găsit acasă. Ai vorbit de, dar zici, m-am întâlnit cu ei acolo, dar stai că nu m-am mai întâlnit, m-am întâlnit doar telefonic, pe calea undă. Ce-o fi asta? L-o fi luat pe nepregătite, deși nu trebuia să o întrebe pe soție, era suficient să se uite în contractul de vânzare-cumpărare, să vadă și chiar dacă avea procură verișoara, tot proprietarul este trecut în contractul de vânzare-cumpărare, deci sigur că și ulterior tranzacției putea să verifice, să vadă cine sunt aceste persoane și eu am cumpărat o casă, am verificat cine a fost proprietară, oricum aș fi cumpărat-o că îmi plăcea, dar spun că am verificat istoricul și tot ce s-a întâmplat, așa probabil că l-au luat pe nepregătite, mi se pare grav bucăția cu declarația
partea de avere și cu sumele și cu uitatul și cu pusul din resurse proprii și cu cifrele care nu prea reflectă păi ceea ce scrie. Păi când vă zic eu că face ce face omul poștii români, uite, și mai proaspăt, așa mai, și are probleme cu casa, domnule. Păi este un prim lucru care se întâmplă cu absolut oricine care intră în politică. Cu simpatie, doamna Sorina Matei, îi reclamă faptul că ar fi vreun 1,5 milioane de euro numai terenul, dar acum ne mai luăm de aici, n-am văzut noi atâtea cazuri și mai Chilipit. Nu și-a a, luat da. El... Pentru ca să ne înțelegem, da. De 500.000 a fost... 1,5 milioane. Da, da, 500.000 a fost prețul... 500.000 a recunoscut până la urmă că a dat. În declarația de avere zice mai puțin. Da, deci imaginați-vă așa, că în momentul în care ai intrat într-o nebunie de genul ăsta, adică în politică, mai ales în poziții relativ cheie, se deschide un dulap din care cad toate scheletele posibile și imposibile. Adică acum ne așteptăm să mai apară o mulțime de alte lucruri și despre domnul Raiș Bogdan și despre alții și slavă Domnului. Sunt oameni care au ce să ascundă unii dintre ei. Acum, problema nu este neapărat suma de bani cu care nu văd aici neapărat o problemă, ci mai degrabă firul și, cum să vă spun asta, cu nu știu de unde cumpăr, nu știu de unde am cumpărat casa, în general nu prea zboară, că nu e normală. Mai ales că ai un istoric, documentele cauți, publicate de Sorina Matei arată, se cunosc arată istoria, adică, știți, când e obligat faceți să dai istoricul tot. Da, în contract, vă... Elena, da, asta bine. Spuneam, în contract e tot istoricul. Și în istoric, ce-ți vezi, apare Narcisa Georgescu. Adică, Miami, Udrea, banii, să nu fii... N-a fost contemporan, a fost plecat în weekend? Nu fi fost plecat în weekend, dar noi am dat în foarte multe weekenduri, de prin 2015 încoace, în foarte multe exces de putere. Nu se uita la concurență, nu se uita la altă televiziune. Asta e, acum știe. Da, da. Acum știe. Mulțumesc că ați fost alături de mine la Obiectiv.